Salut, camarazi! Pentru că trăim în vreme de pandemie, Doamne ferește, nu știm ce se întâmplă mâine, că o să poate să fie ca în 29 la New York, când oamenii astăzi erau multimiliardari și a doua zi se aruncau pe ferestre că din miliardele lor nu putea să cumpere o pâine. Deci, Doamne ferește, se poate întâmpla și la noi. Trăim pe vremuri de pandemie, lumea a luat-o razna, e debusolată, suntem manipulați. Și, Doamne ferește, putem să rămânem fără casă, fără bani, fără familie. Nu putem să știm. Viitorul e în ceață. Deci o să vă spun 10 reguli cum se poate supraviețui la pârnaie, dacă, Doamne ferește, se întâmplă să ajungeți pe acolo, cum am supraviețuit eu și ca să ieși cu pielea teafără de acolo. Deci, regula numărul 1, când intri într-o celulă, de exemplu, ai venit după cursă de la Dej, de la Craiova, de la Satu Mare, de la Focșani, ai venit pe cursă, te bagă până la 9:30-10 în celulă, nu? Bineînțeles că dacă ești un om cu scaun la cap, îi spui gardianului să te bage și pe tine într-o celulă mai liniștită sau pe secția care vrei tu, unde ai mai fost, unde cunoști oamenii. E mai bine să te întorci de unde ai plecat, din celula de unde ai plecat, nu să pleci dintr-o celulă să te întorci în alta. Dar se întâmplă că uneori ai ghinion, celula din care ai plecat s-a ocupat între timp și atunci trebuie să mergi undeva necunoscut. Deci când intri acolo, salut fraților, o să te întrebe șeful de cameră de unde vii, păi de la Focșan, de la Dej, de la, eu știu, de la Aiud. Așa, tu ai văzut deja că care pat e liber, știi că ăla e al tău, în general patul 2. Așa că patul 1 e ocupat mai totdeauna, că e mai comod. Așa, mai stau bombardierii, mai stau șmecherii. Și atunci te uiți și tu la repezeală, așa, la fețele, la oameni, pentru că fața reflectă sufletul omului și dacă ai experiență de viață, îți dai seama imediat cu unde ai nimerit, știi? Așa, deci trebuie să te descurci, e puțin ca și cum te-ai arunca dezbrăcat în apă rece, dar așa e la pârnaie, trebuie să decizi pe moment, să hotărăști pe moment, știi? Așa, dacă se întâmplă, mie mi s-a întâmplat la Codlea și în altă parte, a fost bătaie în celulă, știi? Nu e bine să te bagi acolo, că gardianul vine, domne, dați toți declarații, cum a început bătaia, cine a început, ca să-l ardă pe ăla cu mandat, eu știu, 3 ani, 5 ani, sau să-i ardă pe amândoi, că sistemul se bucură dacă le dă la amândoi mandat, le dă 8 ani, 10 ani, fericire, și proștii mai stau și-au dublat mandatul sau triplat și merge cap de linie, că cine și-a mandat în timpul primei pedepse, merge cap de linie, face toate amânările până la ultima zi. Așa. Deci la Codrea a fost o bătaie, era unul cam țăcănit, nervos, să plimba tot timpul pe un culoar de 50 de centimetri pe 4 metri, normal că se lovea cu oia, era ca la nebun. Până la urmă s-a încăierat cu un pitic, așa, mai nu știu, un bombardier mai de buzunar, așa, știi? S-a luat la bătaie. Când s-a terminat bătaia, ăla bombardierul a dat un pumn în perete când s-a eschivat nebunul și a bulit mâna, a stat vreo 2 luni cu mâna în ghip, știi? S-a deschis sus și au venit mascați, a venit gardianul care era pe secție. Domne, uite aici foaie de hârtie, dați declarație cum a fost. În momentul ăsta nu poți să te bagi acolo așa, că te bagi în viespar. Nu poți să zici nici că a început ăla, nici ăla altul. Tu ai văzut cine a început sau de ce a început. Eu m-am eschivat, zic, domne, dormeam. Era un rapper de la Brașov și ăla, noi vorbeam în engleză, să nu ne înțeleagă ea la alții în celulă. Zic, băi, zicem că am dormit și gata. Zic, domne, am dormit. Că și așa, în orice celulă e gălăgie tot timpul, merge televizorul, să vorbește, să mănâncă, să face baie, deci e tot timpul zgomot. Zic, domne, am dormit, am auzit ceva zgomot, dar am crezut că e zgomotul obișnuit. Și deci am dat-o neutral, știi? Rapperul ăla a făcut și el ca mine, zice, domne, eu dormeam, n-am auzit nimic, ca la revedere, știi, n-are ce să facă, că după aia te încaier cu unul din aia, dacă zici că el a început, chiar dacă el începuse, nu-i convine să-și amanda și atunci tabără pe tine, așa o dai neutrală. Ca să supraviețuiești la pârnaie, dacă ești sărac și majoritatea sunt 90% săraci, trebuie să te descurci. Moneda la zdup sunt țigările, tutunul,
cam astea sunt moșii și cafeaua, dar mai puțin țigările și tutunul e baza. Atunci trebuie să te descurci. Unii care erau amărășteni cărau traistele la Barosan, lui Borcea, lui Neagigi Becali, lui ăla de la Niro, lui Dorin Cocoși, mai erau generali, milionari pe acolo, primari, notari, deci ăștia aveau mălai, sărăntocile cărau traistele. Deci la fiecare săptămână la cumpărături pica și lui o conservă, două de carne, un pateu, două, eu știu, 3-4 banane, deci era îmbunătățirea meniului, știi, să descurca omul. Asta era, nu e rușine că e sărac. Așa, trebuie să fii descurcăreț. Alții care n-aveau, ce făceau? Când se pleca la instanță sau la Buftea, la București, sau depinde, în toate instanțele după lângă București, ieșeau, de exemplu, 50 de inși pentru instanță. Veneau 50 de pachetele de la bucătărie, într-un carton, așa, înăuntru, un pachetel erau, nu știu, 7-8 biscuiți, vreo 200 de grame de brânză, vreo 2-3 ouă fierte, o bucată de marmeladă. Asta la pușcărie e o mică avere, știi? Unii ieșeau doar așa la vrăjeală, își făceau instanță și când începea să controleze, zice, domne, eu renunț la instanță. Semnai o hârtie că nu mai mergi la instanță, că renunți de bunăvoie. Hârtia mergea la instanță, ca să arate că ai renunțat de bunăvoie. Rămâneai acolo, ai controlat și plecau la instanță. Îi băga pe celule, îi suia în dubă, plecau la instanță, la 3, la 4, la 5, la 6, fiecare, la cornetul, unde fiecare unde avea instanță. În momentul când rămâneai acolo și așa și nu mai plecai la instanță, în general rămâneau 2-3, știi? Te duceai și luai din cartonul ăla, că nu toată lumea care pleca la instanță era sărăntoc. Unii plecau cu suc, cu biscuiți, cu covrigei în pungă, știi? Te duceai și luai pachetelele aia, puteai să iei 20-30 de pachetele. Dacă erau mulți și erau bocătane aia care plecau la instanță, rămâneau pachetele. Pachetelele alea le băgai frumos în pungă, veneai înapoi, intrai cu ele pe celulă. Când se dășchitea ușa la celulă, la 8, la 9, gata, ieșai la vânzare cu ele, că se vindea. Aia care trăgeau de fiare erau nebuniți după ouă, se vindea 10 ouă, un pachet de tutun. Dacă aveai 20-30 de ouă, făceai așa, echivalentul a 17-20 de lei. Deci la cumpărături aveai și tu tutun pentru 20 de lei, dăteai la cineva, îți făcea cumpărături. Deci te descurci, că altfel mor de foame. În general trebuie să faci echipă cu 2-3, știi, nu poți să stai singur cuc acolo. Se fac alianțe, că sunt simpatii și antipatii. Trebuie să găsești 2-3 pe lungimea ta de undă și faci echipă cu ei. Și dacă e pericol, faci echipă, te ajută. Și dacă e așa, ai nevoie de o lingură de cafea, o lingură de zahăr, ceva, te ajută, știi? Oameni, nici acolo nu sunt toți dereglați, mai sunt și oameni normali. Deci găseai și tu 2-3 de ăștia normali și făceai echipă, că așa e la pârnaie. Deci, după aia, unii ziceau că șmecher, dar erau fraieri, de fapt. Plecau pe cursă și ce făceau când plecau pe cursă? Împrumuta, dă-mă și mie două tabacuri până săptămâna viitoare, la ăla lua 5, la ăla 7, și făcea acolo și a 30-40 de tutunuri, pachete de țigări, covrigei, una alta, croissant, sucuri, și noaptea pleca pe cursă, nimeni nu știa că pleacă pe cursă, deci era o țeapă, dar era o țeapă prostească, pentru circuitul e închis, în 42 de pârnări, după aia se duce vorba, știi, băi, unde pleci? La satul mare, vezi că e cutărița acolo care mi-a dat țeapă, spune la oameni că e jigodie, nu știu ce, se ducea vorba, deci nu mai zătea nimeni după aia, plus că pe undeva, pe la instanță sau pe cursă, puteai să dai nas în nas cu ăla care i-ai dat țeapă și îți luai pumni în cap, știi? Deci se întâmpla și de-astea, ții minte că faimosul Galeș, omul pădurilor, l-a prins noaptea când se plece pe cursă, pe unul cu unul pașparache, cu mâna în traista lui, l-a bătut cu scaunul de era să-l omoare, a avut noroc că nu l-a omorât. Deci e periculos treaba asta acolo și trebuie să fii cât de cât corect. După aia sunt naivi de ăștia care n-au mai fost la pârnaie, nu știu cum e mersul lucrurile, sunt dezbrăcați în apă rece, știi? Atunci și din inteligență, să zicem așa, și din
prevenție, îi spui, bă frate, vezi că aici merge treaba așa, o să vină unul, doi, trei, să zică, bă frate, ia și mie un pachet de țigări, două, până săptămâna viitoare, că nu mi-a intrat banii, dar e vrăjeală, știi? Omul vrea să-l tapeze pe ăla de două, trei de pachete de țigări să fumeze, că acolo fumatul e o problemă, știi? Oamenii, în loc să se lase de fumat, fumează mai departe și atunci n-au ce să facă, ori dă țeapă, ori stă capră, deci așa e la pârnaie, dar oricum, dacă ai viciul ăsta al fumatului și n-ai bani, ai o problemă acolo, știi, că trebuie să te descurci. Deci ăștia naivi, ăștia care erau începători sau erau bibani, să zicem așa, îi avertizai frumos așa, știi, îl puneai în gardă și după aia omul, pentru că l-ai avertizat, ieșea și el acolo, zicea, cu o bucată de cașcaval, o bucată de salam, știi, așa, mai îmbunătățeai și tu meniu, așa e acolo, n-ai ce să-i faci. După aia, a opta regulă e să nu te bagi în celule de clanuri, știi? Pentru că, fiind celule de clanuri, ăia sunt familie acolo, știi? Sau sunt familia plus două, trei străzi din jurul lor. Și n-ai ce căuta acolo, pentru că ai o problemă, pentru că ea fac legea, te calcă în picioare. Iarăși, dacă ai un bombardier care te terorizează în celulă, ori îl lucrezi, că lucrezi cu capul, el are mușchi, dar tu ai creier, știi? Îl lucrezi cu inteligența, ori pur și simplu cer să te muți. Spui, domne, nu mai mă împac cu oamenii din celula asta, mută-mă, și te uiți și tu, îți găsești o celulă unde oamenii sunt mai liniștiți, unde se poate vorbi, se poate trăi, și te duci acolo și ai spui comandantului și te mut acolo, așa că n-ai ce face, asta e mișcarea. După aia, o altă regulă, dacă stai cu psihopați, cu obsedați, cu dereglați, cu maniaci, trebuie să fii foarte atent, nu le dai nimica, nu le ceri nimica. Unii sunt așa de dereglați că nu suportă să-i atingi masa, dacă îi atingeai masa, lua foc, deci omul era deja plecat cu pluta, deci trebuie mare atenție, că altfel o sfeclești. Așa. După aia, fiind un spațiu închis numai cu 8 oameni, cu 12 oameni, cu 23 de oameni, n-ai voie să pui mâna. Dacă ai pus mâna, ești suicigaș, adică ți-ai dat foc la valiză singur. N-ai voie să pui mâna, pentru că fiind spațiu închis, fiecare știe ce are. E o cambuză acolo unde, în general, lumea își pune pachetele și mâncarea. Și dacă ai pus mâna la ceva, acolo se vede și un măr, dacă ai furat, se vede că ai furat un măr. Și deja iese circ în celulă, știi, că nu se știe cine a luat, dar în general se bănuiește întotdeauna ăla mai săracul, că bogatul n-are de ce să fure un măr decât dacă e cleptoman, știi? Deci nu ai voie să pui mâna niciodată, și am stat împreună și cu hoți și cu tâlhar și cu toată lumea de asta așa de mahala, să zicem, niciunul nu punea mâna acolo, că știa că se face harakiri dacă pune mâna, se ducea, cerșea după în altă parte, făcea rost, se descurca, dar înăuntru acolo, știi cum e dihorul. Dihorul nu fură găini de unde stă el, dihorul fură de la vecini. De ce? Dacă a furat din curtea unde are pui, îi omoară proprietarul pui, așa, dihorul fură întotdeauna stânga-dreapta, dar niciodată de la el. Deci, camarazi, v-am spus 10 reguli de supraviețuire, dacă, Doamne ferește, ajungeți pe la zlup. Trebuie să fiți atenți, să fiți inteligenți. Lumea este așa cum este, nu am făcut-o noi suportăm consecințele. Sper că v-a plăcut, dacă v-a plăcut, dați like, dați share, faceți abonamente și rămânem împreună precum catarii. Pa, camarazi!